unul dintre cele mai mari ajutoare umanitare pentru lupta cu pandemia COVID-19 a sosit la Chișinău. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au asigurat procurarea peste 1,5 milioane de piese pentru echipamentele personale de protecție destinate lucrătorilor medicali din prima linie din Republica Moldova. Lotul de ajutor umanitar finanțat de Uniunea Europeană și achiziționat de OMS include 1,2 milioane de măști medicale, 348.000 de respiratoare N95, peste 16.000 de ochelari de protecție și 36.000 de halate de protecție. Toate echipamentele livrate corespund standardelor de calitate și siguranță. Uniunea Europeană este cel mai puternic susținător Republicii Moldova cu această asistență material-medical, cel mai mare lot care a venit din străinătate pentru Republica Moldova în cadrul inițiativei Uniunii Europene Solidar pentru Sănătate. Sprijinul generos oferit de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății țărilor din parteneriatul estic e o dovadă suplimentară a creării unui front comun la nivel regional și global. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, echipamentul personal de protecție va fi distribuit tuturor instituțiilor medicale din țară pentru a asigura protecția personalului medical. În condițiile unei pandemii, suportul respectiv reprezintă și un element de unitate, dar și după cum este și deviza, este vorba de solidaritate pentru sănătate. Healthcare workers are real heroes, but they are not superheroes and they need this type of protection. And this protection will ensure that they are safe, their patients safe and those who are most vulnerable are safe. Ajutorul umanitar al Uniunii Europene face parte dintr-un pachet mai amplu de asistență în valoare de 30 de milioane de euro destinat celor 6 țări ale parteneriatului estic ca răspuns la pandemia COVID-19, care a afectat până în prezent peste 216 țări și teritorii.